Reabilitarea și modernizarea drumului Suceava-Botoșani va începe la sfârșitul lunii mai, susțin surse demne de încredere din aparatul administrativ botoșenean. Lucrările vor fi executate pe datorie până una alta de firma omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, un apropiat al demnitarilor din PSD. Firma lui Umbrărescu, cea care a câștigat licitația pentru executarea lucrărilor la drumul național care leagă județul Suceava de Botoșani, a acceptat să lucreze pe datorie, urmând ca la anul sumele să fie achitate începând cu primul semestru al anului viitor. Licitația a fost câștigată cu suma de 65 de milioane de lei și pentru ca omul de afaceri să fie sigur că își va încasa banii, urmează ca în perioada următoare să fie dată o hotărâre de guvern. Drumul ce a îngrozit șoferii este cel care face legătura între județele Suceava și Botoșani și care a depășit perioada în care se putea exploata în siguranță. Acest fapt conduce la provocarea zeci de accidente anual, unele dintre acestea deosebit de grave. Important este ca acest drum național să fie reabilitat, iar pentru aceste lucrări sunt vizați 38 de kilometri, valoarea estimată a proiectului fiind de 33 de milioane de euro, potrivit datelor de pe site-ul CNADR.